Un mediu silvatic complet înseamnă pădure, înseamnă și animale. Din păcate, la noi pădurea este gestionată de silvicultură și de animalele de Ministerul Mediului. O problemă. După părerea mea, pădurile virgine, pădurile necultivate, care nu sunt cultură, ar trebui să fie gestionate de Ministerul Mediului, rămânând ca silvicultura să se ocupe de ceea ce se cultivă. Oameni gospodari, un fel de agricultură. Fiindcă există masă lemnoasă cu scop pentru biomasă și, în consecință, au ce face. Iar Ministerul Mediului să fie cel care gestionează complet un ecosistem, care înseamnă un biotop, adică o țărână, și o biocenoză formată din plante și animale, adică în special copaci, pădure și animale. Ei, animalele astea, la noi, din cauza faptului că s-au restrâns foarte mult zonele unde există gestiune asupra lor, și din păcate doar de către fonduri de vânătoare, se numesc vânat. Nu sunt animale, sunt numite vânat. Iar vânătorii sunt cei care în mod corect gestionează numărul acestora dintr-un anumit mediu, un anumit suport, pe un anumit biotop. De ce? Din cauza faptului că animalele, dacă sunt prea multe, se denaturează genetic și, în consecință, pierd ca și valoare. Atunci, ei stabilesc un număr de animale care trebuie să rămână și numără ceea ce există, iar ceea ce rezultă ca excedent este cotă de vânătoare. Acum, aceste cote sunt aprobate prin Ministerul Mediului și este normal să fie așa. Ministerul Mediului, mai nou, a început să facă și publice aceste cote. Până la urmă, este o productivitate, din punctul lor de vedere, a acestor biotopuri și acestor biocenoze. Din ce în ce mai mică, fiindcă tot mai puțin vânătorii au dare de mână ca să întrețină, că este scump să întreții un fond de vânătoare, trebuie să întreții animalele pe timpul iernii, să le numeri, să le păzești de braconieri, marea noastră problemă. Pădurile care nu sunt organizate ca fond de vânătoare și nu sunt gestionate, ci sunt păduri publice, nu mai au aproape deloc vânat, din cauza că braconierii fac ce vor. Au câte un pădurar, o neagică de la marginea statului, care toată este principalul braconier. Dar nu vreau să acuz fără să am un suport. Doar povești. Însă, după părerea mea, ar trebui ca să înțelegem că cei care gestionează acum animalele din pădure sunt vânătorii, le numesc vânat, fiindcă noi, biologii, stăm pe dreapta. Nu avem suficient de multe pârghii, inclusiv financiare, ca să facem această treabă mai bine, poate, decât ei. Poate nu. În orice caz, ei își fac treaba foarte bine, însă modalitatea de recoltare a excedentului de animale este prin împușcare. Marea majoritate a lor neputând fi recoltate altfel. Împușcare cu tranquilizant este poveste la lup, de exemplu, care abia la 200 de metri că te simte, poți să tragi în el. De cușcă nu poate fi vorba. Ursul poți să-l bagi în cușcă, dar nimeni nu-și dorește urs, din păcate. Este un excedent important și la această specie. Și, în consecință, aceste specii au ajuns ca excedentul să se numească cotă de vânătoare sau cotă de recoltare pentru anul viitor sau pentru sezonul de vânătoare care începe toamna asta.